Bună seara, stimați telespectatori, iată-ne din nou împreună, marți, la ora 8, și sigur că e bine ca să stați și dumneavoastră în fața micilor ecrane, pentru că nu știți ce pierdeți. Este o vorbă pe care ne-o spunea domnul colonel Mitran, dar acum lipsește vreo o perioadă destul de lungă de timp și o să o spun eu între timp ca să dumneavoastră să nu uitați. Sigur că invitații noștri sunt domnul președinte Simion Florin, care îl aveți aici în stânga mea. Bună seara Bună dumneavoastră seara, și telespectatorilor dumneavoastră. bună seara, domnul președinte. Și sigur, domnul senator, cel care e tot timpul Pe alături de baricade. noi, pe baricadă, Marinescu, Bună seara, și bună care seara. vreo 3 săptămâni a tras chiulul după aici, Da. pentru că a avut treabă și l-am iertat ca să Așa nu este, facă da. nicio problemă. Astăzi avem niște teme mai grele, mai interesante și o să începem cu niște lucruri care, bine, întrebări și răspunsuri juridice, sigur. De la dumneavoastră așteptăm întrebări și poate și răspunsuri la telefoanele pe care le aveți afișate pe ecran. O să începem cu o întrebare, mai bine zis. De ce credeți că Ciorbea nu și-a delegat atribuțiile pentru ca să sesizeze curtea, să facă tot felul de probleme, de rezolvări de probleme, adjuncții acestuia? El n-a făcut-o, invocând faptul că este instituția avocatului poporului, este unipersonală, independentă, o autoritate publică autonomă. Păi asta este autoritatea, dar nu înseamnă că delegarea nu se poate face în perioada respectivă, chiar dacă e unipersonală, chiar dacă, pardon, este independentă, exercitarea atribuțiilor este cu totul altceva. Nu este el acolo, trebuie să existe o persoană care să reacționeze ca atare. Chiar să sesizeze Curtea Constituțională și trebuia să dea o delegație în mod special, ca o delegare specială, nu Da, neapărat... Vă așa rog, este. vă rog. Din slugărnicie față de cel care l-a numit acolo, Dar față cine de l-a numit? Liviu Dragnea, față de... Liberalii? Nu, PSD-ul l-a numit. Păi el era la liberali, Păi eu știam la că... partid, când era senator, când l-a numit. Nu știu, deci mai să spuneți că l-au numit liberalii? Da, Liberalii ei l-au numit. L-au numit liberali. liberali. Și acum a schimbat mai cazul. Acum S-a l-a schimbat pentru că așa e viața. E cameleon, da. Da. Eu mi-aduc aminte că în 1997, că tot vorbim de centenar acum, s-a comis cel mai mare act de trădare de țară, și anume s-a semnat așa zisul tratat de prietenie cu Ucraina, prin care s-a cedat definitiv herța ucrainenilor. Cine l-a semnat? Păi domnul Ciorbea l-a semnat împreună cu domnul Emil Constantinescu și cu domnul Severin. Deci ăștia sunt oameni. Din punctul meu de vedere, ei ar trebui anchetați și trebuiau închetați pentru trădare de țară. Nu știu dacă Da, s-a noi acuzăm prescris. acum că... Păi asta înseamnă, Da. dacă iau... Deci... Nici nu s-a cerut la vremea respectivă herța, deci din câte știu eu și mi-aduc aminte foarte bine această speță, nici nu s-a cerut la vremea respectivă, trebuia să semneze tratatul cu Ucraina, Erau dar ei ceva. au prins și lucrul ăsta în tratat, lucru Au care... avut niște interese, fără doar și poate, altfel nu se explică, fiindcă atunci se spunea că vom adera la NATO sau în sfârșit și în vederea aderării la NATO și la Uniunea Europeană să semneze tratatele astea de prietenie cu statele din de graniță, din jur, da. Deci pe motivul ăsta, dar nici pe departe, că am intrat în NATO în 2004 și în Uniunea Europeană în 2007. Deci n-avea nicio legătură nici cu una, nici cu Da, alta. aș vrea să completez. Domnul Simion este președintele unui vestit partid care a luat, da, Alianța Națională a Agricultorilor, ANA, și ANA, ANA și Tractor. Și Tractor. ANA și Tractor. Și care a luat 1%. A luat 1% la alegerile Europarlament. În 3 luni de zile a făcut un scor extraordinar de bun, luând 1% și depășind partide cu tradiție, între care și pe PNCCD. Da. La vremea respectivă. Deci, era facem acum că... 3 ani. Era da, acum acum 3 ani. Acum deci... partidul s-a ridicat foarte mult. Da. Singura problemă pe care o avem este că nu...
nu doresc tot prietenii noștri din celelalte partide să ne prindă și pe noi în sondaje, că atunci s-ar vedea că Alianța Națională a Agricultorilor are în clipa de față undeva la vreo 4%. Acum poate sesizează băieții și o să vă bage în sondaje, mai ales că sondajele sunt făcute de băieți deștepți, nu știu de... Sondajele sunt făcute de către celelalte partide politice și ei nu au niciun interes să ne prindă pe noi în sondaj. Pe bani să fac sondajele. Se fac pe bani. Păi, Florin, și ei nu ar avea interes să ne prindă, că altfel nu au comanda, de la cine să fure. Comandați și voi un sondaj, plătiți un sondaj, că bănuiesc că aveți posibilitatea asta. Și comandați un sondaj și vedeți care e realitatea. Noi am făcut un sondaj și noi am ieșit aproape 4%. Aproape 4 aveam la 100, după care a trebuit să-l scoatem în piață, să-l dea pe posturile TV, pe media, pe tot ce însemna media la ora respectivă. Și nu au vrut să-l preia. Da, nu au dorit să-l preia acel sondaj pe care noi îl plătisem și l-am făcut. Și dacă tot vorbiți de Florine, de simbol și tractorul, aveți în gând să reînființați fabrica tractorul de la Brașov, aveți fabrica semănătoarea din București, fabrica de camioane de la Brașov, toate chestiile astea le aveți. Nu? Agricole, da, că e foarte important aici. Noi am avea în gând să facem așa ceva, numai că nu mai există posibilitatea să faci așa ceva. Uitați-vă la ora actuală în locația unde era semănătoarea. La ora actuală acolo se află tot felul de spații de birouri, moluri și altceva. Blocuri de... De bine, să mai pot găsi și alte locații, sigur. Da. Asta. Dar eu cred că este nevoie, și cred că ar fi bine dacă armata s-ar implica aici, fiindcă mai sunt câteva zile până la ziua armatei, 25 octombrie și ziua regelui. Este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar armata fac și o întrebare. Care armată? Dacă se investește în armată... Armata care nu mai există. Știți foarte, poate bine, pune că, știți foarte bine că armata noastră existe, nu mai există la ora actuală. Trebuie să existe voință politică. Toți și să poate noștri pune nu mai fac armata. Bine, dacă Doamne ferește se întâmplă ceva și ar veni un război în clipa de față, copiii se vor împușca între ei, pentru că nu știu să tragă nici cu arma. Nu, numai pentru timp de pace a fost scoasă armata. Pe timp de război se reintroduce armata. Da, ei nu învață să tragă cu o armă. E, asta ei nu învață problema. Să facă absolut nimic. Asta e știți ce ar trebui? Eu cred că ar trebui un referendum pe tema asta. Să vedem dacă populația vrea ca din nou să fie armata obligatorie. Fiindcă am înțeles că sunt anumite state în care s-a reintrodus armata obligatorie. Suedia, nu? Da, și alte Suedia state. Norvegia, da. În țările nordice. Ce e foarte bine. Că în afară de rolul ăsta de intervenție armată, ai nevoie și în situații de necesitate, cum e, Doamne ferește, un cutremur sau alte calamități, să apelezi la armată. Că nu ai la cine să apelezi. Da, și cum s-a apelat în 70. Și încă ceva. Tot ce înseamnă infrastructură în România a fost construită de armată. Casa Poporului, să nu uităm, de armată. Metroul de armată. Transfăgărășanul de armată. Domnul colonel Mihai Bartoș a construit. Locuințele sociale la fel. În marea majoritate s-au construit 4 milioane armată. Deci armata era foarte importantă. Știți, vorbeam acum 2 zile cu domnul ministru Ion Avram și l-am întrebat vis-a-vis de... Da, trăiește, bravo. Sigur. Și l-am întrebat vis-a-vis de podul ăsta de la Constanța, care e o nenorocire, construit din București, de aici, podul Constanța. Știu. Ați văzut, trec mereu pe... E terminat. Și Doamne structura ferește, de s-ar putea să... Exact. Deci el a fost construit în 1938, a fost consolidat în 1986 și de atunci s-a deteriorat într-un hal exceed în comun. Și l-am întrebat pe domnul ministru, dumneavoastră răspundeați și de poduri, că toate structurile metalice se făceau, erau fabricile specializate la Pitești, mai era una la Reșița și una la Moreni, de poduri. Și zic, în cât timp, dacă era vechiul regim, puteați să înlocuiți podul ăsta de la Constanță? Ce, domnul Manescu, dacă primeam sarcină, 10 zile era gata. Deci îl făceam tot
în truna de fabrici. Vreo 10 ani ajunge. Și da, îl momentam în câteva zile. Vreo 10 toate ani trenurile ajung, spre Constanța, toate trenurile da, în partea aceea de țară trec pe acolo. Știi de ce? Ferește, dacă ar cădea acel pod, ar fi o catastrofă. Sigur, catastrofă. Deci asta o să urmeze într-o bună zi. Deci armata are un loc foarte, foarte important în orice stat de infrastructură. Vorbeam cu domnul Virgil Bălăceanu, mi se pare că a fost invitat și la domnul aici. General. Da. Așa. Și vorbeam cu el și îl întrebam, mă, Virgile, noi am copilărit împreună, suntem veri. Și l-am întrebat, măi, Virgile, spune-mi dacă NATO, în NATO americanii, au unități militare specializate pe construcții, cum aveam noi, 130.000. Și mi-a spus, peste tot, în toată lumea. Deci tot ce înseamnă, obiectiv strategic să construiește de armată. Atenție, nu la noi. Și obiective strategice sunt și podurile, sunt și barajele cu hidrocentralele, sunt și șoselele, infrastructura, când în caz de război circul pe acolo. Păi vorbeam cu domnul colonel Bartoș, care a construit Transfăgărășanu, dacă considerați poate l-invitați odată, da, sigur. E un om extraordinar, și l-am întrebat, domnule, în câți ani ați construit dumneavoastră, domnul colonel Transfăgărășanu? Păi zice, domnule, am avut unitatea militară de la Alba Iulia și de la Vâlcea. Vânătorii de munte de la Alba Iulia. Exact, de la Alba Iulia. Așa, și le-am avut două și am construit în 3 ani de zile, dar la târnăcop cu dinamit, adică cu tehnologie învechită. Și l-am întrebat, bun, dar șosea, autostrada de la Comarnic la Brașov, în cât timp ați face? Păi într-un an de zile n-ai ce să alegi de, cu utilajele de astăzi. N-ai ce să alegi de ne. Am făcut în 3 ani de zile vorba aia la Târnăcop. Domnul Marinescu, cum s-a distrus totul în țara asta, tot ce era bun, începând cu învățământul, cu fabrici, cu uzine, cu... Așa s-a distrus și armata. Tot ce a fost bun în țara asta s-a distrus. Și, din păcate, clasa politică actuală nu dorește să refacă nimic. Auziți, Florin, domn profesor, am fost duminică la Antena 3 de la ora 1 la ora 2 la Mihaela Bârzilă. Și s-a ridicat problema următoare, că în Parlament s-a înființat o comisie care vrea să-i audieze pe toți liderii importanți, fostii șefi de stat, prim-ministri, să-i întrebe dacă SPP-ul i-a spionat până acum. Cred că știți povestea. Așa. Și eu am spus, domnule, asta e o aiureală, că în prima dată de serviciile secrete niciodată nu o să spună lucrurile astea. Așa. Și doi, hai să-i întrebăm mai bine, să, această comisie să-i întrebe, să întrebe serviciile, dacă care sunt spionii, agenții serviciilor străine pe lângă președintele României, pe lângă liderii de partid, în guvern și așa mai departe. Fiindcă ne uităm foarte clar la domnul Iohannis și o să vedem în jurul dânsului că sunt niște consilieri care au lucrat la niște firme ale lui Soros. Și Soros sunt mulți, nu unul. Și Soros da, da. Este agenția da, ei, să știe. Bun, ne uităm și la domnul Dragnea cu acei consilieri evrei și așa mai departe. Deci e o întrebare și vedem rezultatele. Timp de 28 de ani, ce spunea Florin, 29 de ani, România a fost prădată și în continuare prădată. Așa. De ce? Sunt interese de afară. Și cei care bine, sunt și conduc România sunt niște unealte. E vorba între noi și noi avem o mare vină. Că la urma urmei, dacă poporul și populația ar vota așa cum trebuie să voteze, nu, dar să votează pe un kilogram de zahăr, pe... Nu mai există așa ceva. Pe pereche de cisme, nu știu, pe o bicicletă, Domnul pe... Simion. Nu mai există. Nu mai există. E infracțiune. Și înainte era infracțiune. Nu, și totuși, nu era infracțiune. Și totuși se, nu și era, totuși nu se era vota penal. Așa. Nu era. Acum e infracțiune în codul penal. Treaba. Să sperăm sunt șapte, că... Sunt 7 infracțiuni electorale. Domnul profesor, acest popor, timp de 28-29 de ani, își dă cu ciocanul în cap și crede că o să-i crească floricele. Nu știe că dacă își dă cu ciocanul în cap, o să-i crească cucui. Și de fiecare dată la tot aceiași oameni se perindă și toți aceiași oameni se duc de la un partid la altul. Apropo de domnul Ciorba, nici nu mai știm pe la câte partide a fost și cine l-a votat și cum l-a votat. Haide să nu dăm nume. Să păi nu, dar am vorbit de el că e avocatul da, poporului. Nu, am vorbit pentru altceva. S-a și, vor, și vorbim ca și avocatul poporului da. Să-mi spuneți... Vă pun și eu o întrebare, dumneavoastră sunteți profesor. Spuneți-mi și mie... Ca avocat, a fost și avocatul poporului. Da. Așa. Când a făcut domnul Ciorbea ceva pentru popor din postura de avocatul poporului?
E, nu știu, dar e posibil să-i făcut. Că dacă ne gândim bine, a fost pus acolo din contră, ca să încurce, nu să facă ceva liberalii, pentru poporul ăsta. Liberalii. Păi nu da. Liberalii, vă spun eu cine da, l-a pus. Da, da. L-a pus sau domnul Dorin da. Antonescu. Haideți să nu, că n-avem... Spun, n-avem păi știu și cine l-a pus și cum părerea, l-a pus. N-avem părerea... Dumnezeu, el a fost concurs. Foarte apropiat de politică și înainte de 90. Înainte, a fost ca fiind senator. Și înainte de 90, fiindcă era ginele primului secretar nu, de la Cluj. Haideți să nu continuăm. Urmă s-a băgat, știa culoarul, s-a băgat în sindicate. Un oportunist. Da, mă rog, știi ce... Să-și plătească datoriile alea mari pe care le are la bănci. Mă rog, că e treaba lui. Vorbim de dumneavoastră care sunteți un om de mare valoare și cred că sunteți cu certitudine singurul avocat al poporului care a făcut ceva concret. Domnul profesor, să știți că dumneavoastră, datorită faptului că sunteți un profesionist, nu o să mai aveți loc pe nicăieri, pentru că în țara asta profesioniștii nu au loc. N-am nicio problemă. Și nu au voie să lucreze profesioniștii. Profesioniștii trebuie să-i dăm deoparte. Și oamenii poate mă promovați dumneavoastră. Oamenii cu verticalitate. Ana și tractorul. Eu v-aș promova cu mare drag și cu mare plăcere, pentru că avem nevoie de oameni ca dumneavoastră. Dar nu putem să-i promovăm. Dar vă bazați și pe PNC, pe ce a mai rămas din PNC? Am vrut să facem o discuție cu domnul Pavelescu. Nu trebuie, și, nu trebuie. Și sper să... Trebuie, că dânsul la ora actuală este președinte și, din păcate... Pe ce? Peste ce? Peste sedi. Da, peste tot ce mai a rămas. Eu vă spun că, că Pavelescu este la PSD acum. Că a fost trimis de PSD în... În biroul electoral central. Nu vorbim despre asta. Părerea mea este că nu faceți o mare scofală cu el, pentru că nu are. Nu, dar oamenii care da, sunt... Sunt oameni de avergura, oameni buni. Uite, da. Vă dau eu un exemplu și domn profesor îl știe, Valentin Ionescu, o mare capacitate. Este adevărat. Cred că este, din punctul meu de vedere, cel mai bun economist la ora actuală. Este... Și un foarte bun analist politic analist economic. E analist economic, da. Și și jurist el. Nu, el a terminat dreptul, a terminat ASEU. Foarte curios. Îl cunosc. Și-a dat doctoratul în finanțe. Dar nu e singurul din PNCC de care... Nu, vreau să vă dau o veste bună. Asta vorbiți de Pavelescu? Nu, e asta la altă... Valentin Ionescu a fost în PNC. A fost în PNC. Vorbea de oamenii care au fost în PNC, oameni de valoare. Dar vreau să vă spun că la ora actuală, din punctul meu de vedere, singura ramură care mai poate salva această țară este agricultura. Așa a fost. Și o poate salva foarte repede și foarte ușor. Dacă este lăsată să muncească cu profesioniști. Eu cunosc foarte mulți profesioniști care în ultima perioadă domnul ministru, sau cum să zice, ministru, nu? Domnul Daia, nu știu ce este. Vă rog. Domnul ministru al agriculturii i-ar lăsa să lucreze și nu s-ar duce să caute oile. Agriculturii nu i se acordă niciun fel de atenție. Sau, mă rog, puțină. Cu toate că agricultura a fost întotdeauna, dar întotdeauna, baza economiei noastre. Da. Nu numai atât, domn profesor, și cu asta închei, las pe domnul Marinescu să... Nu, dar vă întreb, vreau să vă spun un lucru. România poate da de mâncare la aproximativ 80 de milioane de oameni. Și noi nu suntem în stare la ora actuală să ținem 19, cât mai suntem, sau 20, cât o mai fi, că nici recesământul ăla nu a fost făcut ca lumea. Eu vă mai întreb... Și facem importuri de... Ce v-a întrebat domn Marinescu, dar n-ați răspuns. Vă rog. Ne-am luat cu vorba și nu ați uitat. Ce puteți să oferiți dumneavoastră ca putere politică, de exemplu, țărănimii? Uzine, cum a spus domnul Marinescu, sămânătoarea. Din păcate, toate inputurile la ora actuală, începând cu tractoare și terminând cu semințe, vin din import. Din păcate. Nu. De ce nu reînființați uzinele? La ora actuală, noi asta dorim. Noi dorim la ora actuală să dăm drumul la toate instituturile pe care noi le-am avut și am avut instituturi de cercetare, care la ora actuală sunt distruse. Lucrează la Fundul mai există. Fundul există, dar era la Fundul la Vidra, erau foarte multe. Dar la ora actuală, dacă lucrează la 10% din capacitatea pe care o aveau,
nu s-a mai dorit. Eu cunosc un fostul ministru al agriculturii care a fost dat de acolo până acolo, domnul Stelian Foiar. Care la ora actuală face cercetare și face cercetare atât în România cât și în Chile, de ce? Ca să prindă două cicluri. Și dânsul nu a plecat pe undeva, pe la vreun partid, pe undeva? Nu, este la noi. Toți agricultorii puternici au venit alături de noi. Dar știi cine a dus porumbul România? Șerban Cantacuzino, 1679, domnitorul țării Rămânești. În America de Sud. El l-a adus în 79. Dar vedeți dumneavoastră pasionat de agricultură și om care s-a implicat foarte mult, a fost ministru Florea Dumitrescu, Dumnezeu să-l ordinească. El a fost și guvernator și ministru de finanțe și s-a ocupat foarte mult când era ministru de finanțe și de finanțarea agriculturii, finanțarea întreprinderilor astea de care vorbeam, de mașini agricole și nu numai. Și acum dânsul a plecat dintre noi anul ăsta. An de zile și-a dorit ca împreună cu chinezii, ca partener extern, fiindcă dânsul era și președintele Asociației de Prietenie Româno-Chineze, să înființeze în România niște sere. Și m-a contactat, am vorbit cu dânsul, eram prieten vechi, am vorbit cu Nicu Ceaușescu, nepotul de frate al lui Ceaușescu, care a fost aici, are o expertiză foarte mare, fiind și înainte de 90 și director la ferma de la mai avem un minut 30 decembrie, da, de 30 decembrie. Ne-am întâlnit de câteva ori cu ambasadorul din China și ambasadorul din China l-a chemat și pe directorul general de investiții care se ocupa de investiții din China, bine. Și a venit aici, ne-am întâlnit, am fost la domnul ministru Daia și am spus: domnule, uite, chinezii vor să... Fără critici. Nu, vreau să spun, nu e critică. Da. Au nevoie de 500 de hectare de teren să înființeze niște sere, vin cu toată investiția 100%, terenul e al României, iar peste 90% din producție se duce în China, dar are nevoie pe zona asta a Dunării sau Constanța-Tulcea. Domnul ministru Daia mi-a spus: ce, Marius, prietene, că așa spune el, zice, nu am niciun metru pătrat de teren. Cei care au fost înaintea mea, de la ADS, spune-mi, la un arab a ajuns acum. Ați văzut? Cei care au fost înaintea mea au concesionat pe câte 49 de ani sau 99 de ani toate terenurile ADS-ului și aveau și vreo 200 și ceva de mii de hectare de teren. Așa, deci în momentul de față nu mai există un metru pătrat. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă o catastrofă în România, știu eu, un cutremur sau o secetă foarte mare, deci românii sunt obligați să ducă să cumpere după piața liberă produse agricole. La prețuri fabuloase. Bună seara din nou, stimate telespectatoare, stimați spectatori. Vă rog să continuați, pentru că începusem o discuție interesantă despre agricultură. Încă o dată vă întreb, dumneavoastră aveți de gând să redați agricultorilor utilajele de care au nevoie? Și în al doilea rând, credeți că legile care au năsprit vânzarea terenurilor în România ajută cu ceva acum? În clipa de față, nu. La ora actuală, 50% din terenul agricol este cumpărat de străini, da. Da. Și e foarte greu. Deci legile mai au vreun efect acum? Prea târziu. Au venit prea târziu. Au. Că nu mai continuă această vânzare de teren. Da. Au venit târziu. Trebuia ca aceste legi să... Știți, în 90 țipam, nu ne vindem țara și i-am dat-o degeaba. N-am vândut-o, am dat-o degeaba, efectiv.
Nu, no, s-a dat pe comisioane mari, Florin. Comisioane mari s-a vândut. Știți, atât încât nu s-a dovedit și nu a putut... Fără nume, domnul. N-a încasat statul român nimic, dar s-au dat pe comisioane, ca și Rompetromul și Rompetrolul și toate fabricile. Păi da, spuneți de OMV. OMV. Nu, nu mai e asta. Am plătit noi... cum se zice, lupta împotriva colorii. Aveam fabrica de oțelul speciale la Târgoviște, care noi păi ce, eram mai buni în oțelul speciale decât suedezii. E vorba de vreo 6.000 și ceva de întreprinderi care au fost închise. Stați un pic, privatizate. Așa. A fost dată lista, dar oțelul speciale se duce la import. Nu, export, nu, dar era mai bun decât, ajunsesem să fim mai bun decât suedezii în oțelul speciale. Și ca acum, italieni, la ora, ca italieni. Și în clipa de față nu mai există nimic. S-a tăiat și s-a dat la TV. Eram pe locul 2 după Canada la apă grea în lume. Eram pe locul 3. Există fabrica de apă grea și în clipa exact, de față. Nu da, s-a dar e terminată. Nu, dar nu prea mare. Să importă apă grea din Canada. Bun. Eram pe locul 3 în lume la utilaj petrolier după americani și ruși. Eram pe locul 3 în lume. Eram pe locul 3 la utilaj petrolier. În lume după la diamante sintetice. După americani și ruși și așa mai departe. Eram pe locul, ajunsesem chiar și pe locul 4 la un moment dat în exportul de armament. Și am realizat cel mai mare scut antiradiații nucleare de circa $1 miliard pe timpul lui Ceaușescu în Bagdad. Dar dumneavoastră știți că Germania importă oțel din India și a desfințat toate utile, toate combinatele și au... Că se energofage, sigur, și poluează foarte tare. Și vă mai spun și altceva. Da. Vă mai spun și altceva. Nu cumva este și problema produselor agricole care nu se pot desface? Ba da. Nicăieri? Păi ba da. Ce se întâmplă? Dar gândiți-vă că totuși tractorul românesc a luat medalia de aur. O secundă. Și a fost cel mai bun. O secundă. Un livadar de ăsta cu livade de meri din Argeș n-are unde să desfacă și noi am importat mere din Polonia. Haideți să vă spun, dar în Franța se bea foarte mult cidru și la noi merele peste tot și nu se scot pe cer. Vă spun o comparație. Deci, dumne, Ceaușescu, că uite, vrei, nu vrei, trebuie să revii la el. Deci și la Znagov, atenție, avea o livadă în spate, la Vila 10, așa. Unde se ducea în fiecare weekend. Și avea o livadă, da, imediat așa, și avea și ser acolo, avea și fermă, să vadă el personal cum să dezvoltă anumite plante, ce producție la hectar și așa mai departe, concret. La Neptun, la Vila Nufără, unde se duce acum domnul Iohannis și ceilalți șefi de stat de după 90, așa, avea și acolo o livadă de mer, de pierzi și așa mai departe. Știți ce a în momentul de față acolo? A fost tăiată livada și s-a construit un teren de tenis cu nocturnă. Ca să regenereze. Așa se genereze. Deci în loc de pierzi, au apărut instalațiile alea nocturne. Așa, și mai e ceva. S-a amenajat anul ăsta un teren de golf. S-a tăiat toată livada ca să vedeți ce interes au șefii de stat care au venit după 90. Nu interesează absolut dumneavoastră nimic. Ce? Cum vă și gândiți? Și noi mai avem pretenții să de agricultură. Secundă, cum vă gândiți la un program pentru ca să asigurați desfacerea produselor din România? Toate produsele agricole, mere, pere, ce s-au făcut, ce se fac. V-ați gândit la așa ceva? Să-i ajutați pe fermieri? Normal, normal. Noi avem un program pe agricultură care îl vom pune în practică, care cuprinde absolut, dar nu numai de la absolut tot ce înseamnă în domeniul agriculturii, de la bobul de grâu până la pâine, de la bobul de porumb, până la produse de carne care sunt... Spuneți că sunt înțeți în domeniu, așa că... Produse finite. Finite, da. Deci adică nu, porcul. Nu, credeți-mă că nu mai spunem de... Efectiv, nu asta este o durere a mea mare de tot cu porcul. Când mă gândesc că românașul meu, cum spun eu, nu va avea carne de Crăciun să pună pe masă și sau va mânca carne din import, simt că nebunesc. Dar vă întreb altceva, că sunteți inginer de așa ceva.
E urma ca acum să fie declarate de Ministerul Agriculturii sau nu știu cine, da, problema oilor și a caprelor, deci a animalelor mici, no, umegătoare. Dacă mai apărea, da, și asta... Nu, dar cum... Cădea guvernul. Nu, dar vă întreb eu, cum de s-a pus... pe țambal și a trecut la găini? Adică urmează găinile, nu mai sunt oile acum. Pentru că așa au făcut și cu gripa aviară, și cu porcul, și cu toate. Pentru așa că domnul profesor. Veneau ciobanii, distrugerea... veneau ciobanii cu bătele și le dărâmau ministerul. Da, au fost acum două săptămâni, au fost ciobanii la Ministerul Agriculturii. Le dărâmau ministerul. Care a fost strategia, vedeți numai asta? Eu chiar am făcut și o plângere penală împreună cu domnul Mircea Șerbănoiu și am discutat cu dumneavoastră, domnul profesor, la timpul respectiv în REM, împotriva celor care n-au luat măsuri de prevenire a gripei porcine, fiindcă se știa din 2013, din 2 februarie, că există și chiar România a fost critică că nu ia niște măsuri de prevenire a gripei porcine. Foarte ușor să putea lua așa, acele măsuri. Și am întrebat în plângerea penală pe care am făcut-o să ne spună serviciile de informații dacă nu cumva a fost ceva premeditat, da, de distrugerea efectivilor de porcine, să ne transforme într-o piață de desfacere. De ce? În momentul de față, 70% din produsele pe care le consumăm sunt de import și, atenție, distrugând și porcinele de la țară, dublez piața de desfacere. Exact. De ce? Mai încă 10 milioane de țărani. Deja și Germania. Ea cumpără. Deci, dintr-o dată, piața de desfacere se dublează. Absolut adevărat, domnul Marin. Domnul senator, Germania, Olanda și Spania sunt pe piață. Sunt pe piață. Au venit, am înțeles. Sunt deja pe piață. Ferme, da, aici, în România. Da. Deci, sunt deja pe piață. Nu, cu produsul. Ei nu interesează să găsească ferme în România. Și v-aș aduce aminte... Și v-aș aduce aminte că dumneavoastră știți istorie mai multă decât mine. La următorul lucru, ne amintim de ciuma lui Caragiavodă, 1812, da, 1813, da? Războiul ruso-turc, care era strategia turcilor? Deci veneau cu ciumați, da? Arma biologică a lor era, îți aruncau câțiva ciumați, nu știu ce aici, și au aruncat niște ciumați și jumătate din populația țării jurul românești, 90.000, au murit atunci. Dar vă întreb, dumneavoastră vorbiți de Cantacuzino, băiatul lui Cantacuzino. După Brătianu. Că după... nu vorbim de Caragiavodă. Caragiavodă. Ciuma lui Caragiavodă. Nu. Înainte am vorbit noi despre Cantacuzino, băiatului Cantacuzino, după Brâncoveanu. Am vorbit noi despre 1700 și ceva. 1700, când a murit Constantin Brâncoveanu, 1714. După el a venit băiatul lui Cantacuzino. Nicolae Mavrocordat a venit după el. Și pe urmă, băiatul lui, că el a murit în 1730. Dar vorbiți de Cantacuzino, al bătrân? Dar n-am vorbit de Cantacuzino, vorbim de Caragiavodă acum. Acum vreo jumătate de oră. Spuneați un exemplu, dădeați un exemplu. Pentru că aici a fost o problemă, apropo de istorie, a fost o mare problemă. Și Brâncoveanu l-a cam vândut pe Cantacuzino. Șerban Cantacuzino, da, uite acum am ajuns. Șerban Cantacuzino era unchiul lui Cantacuzino. Exact. Exact. Și a fost omorât de Șerban Cantacuzino în 1688. De Brâncoveanu era la postul și formă. Și după aceea... Da, a venit rândul și lui. Păi și a omorât Turcia. Exact. Urmă a venit Mavrocordat. La 1741 a făcut o mare reformă. Constantin, băiatul lui, da. A fost prima Constituție, nu spuneți. Da, e un fel de primă constituție cu reforme. 1741. Cu reforme în toate domeniile. Asta este România, domnul profesor. Nu avem nevoie de să vină alții, că noi avem trădătorii noștri. Mănăstirea Văcărești. Dar care nu mai există. Acum e un fel de delta. Dom'le, că suntem la agricultură acum, eu mă întreb întotdeauna, cât sunt țari sunt pe acolo? O mizerie. O groapă de gunoi care s-a umplut cu apă. Cu apă de ploaie și asta e o groapă de gunoi. N-am mai fost în stare să facă nimic. Dar atenție, dacă vă amintiți dumneavoastră că în 89 Ceaușescu a inaugurat acel lac, lacul Văcărești,
Și acolo trebuia să țină Olimpiada din 2000. Olimpiada trebuia să țină la București, da. Și era în sfârșit o sală polivalentă prevăzută acolo și multe, trebuie, multe alte. Dar nu numai asta, dar erau hoteluri, erau foarte multe prevăzute acolo. Era o bază sportivă extraordinar de mare la Văcărești. Din câte știu eu, acolo se termina canalul Dunăre-București, nu? Normal. Acolo ar fi trebuit să fie... Nu, aici spre Giurgiu se termina. Giurgiu-București aici, la ieșire. Când te duci spre Giurgiu, da, pe Giurgiu, acolo se termina. Dar era foarte aproape. Acolo, era da. Câțiva kilometri. Da, da, da. Era câțiva kilometri. Da, acolo s-a adus o vulpe și cu două gâște, da. Și am declarat o zonă protejată. Am mâncat vulpele gâștele și vulpele au murit până de foame. Dar eu cred în momentul de față, dacă facem o radiografie și vorbim despre agricultură, Florin a spus foarte bine, domnule, 50% din terenurile agricole, care sunt vreo 14 milioane de hectare, nu? Așa au ajuns la străini vândute, da? Bun. Dar atenție, 80% din total terenurile arabile, să zic, că trecem la cele arabile, sunt nu agricole, arendate. Sunt arendate tot de străini. Deci aici e o problemă extraordinar de mare. Și atenție, ce să zic, aia spuneam, dacă Doamne ferește se întâmplă o nenorocire, rezervele statului sunt limitate și dacă se întâmplă o secetă, de unde mai ești cu produse pe piață ca să cumpere și omul sărac o pâine mai ieftină și așa mai departe, o făină, numai de unde? Deci s-a terminat. Deci statul trebuia să-și păstreze terenurile alea de la ADS, da. Și să le dea în exploatare la închisori, la mată și așa mai departe. Vă dați seama ce sarcini aveți? Eu îmi dau da seama, pentru că niciun partid aici nu au un program serios în legătură cu agricultura. Exact. Aveți perfectă dreptate. Florin, dar nici nu ne bagă nimeni în seamă și nu ne întreabă să... Avem specialiști. Avem specialiști, avem oameni care... Vă dau un exemplu. Avem pe domnul Muscă la Arad care pleacă de la Bobul de Grâu și termină la magazin. Auzi, Florine, și nu bagă nimeni. Cum nu te bagă, mă? Nimeni. Păi îl ascultați acum. Cel mai mare profesor universitar la ei aici, în față, da? Cum te bagă nimeni în seamă? Păi cum? Domnul profesor... Un reprezentant al mediului, singurul care a făcut ceva pentru mediul în România, am naționalizat Parcul Bordei, am dat o lege pentru animalelor. E în dreapta, da? Dreptul fundamental la mediul din Constituție. Da, da. Dacă mi-aduc bine aminte, domnul Marinescu, cred că am fost și eu lângă dumneavoastră când a fost treaba cu Parcul Bordei. Da, știe. La meeting-uri, da. La meeting-uri și la toate, demersurile pe care le-ați făcut. Știe că mi-a spus treaba asta. Mi-a spus. Sigur. Ca să nu mai spunem că domnul Marinescu este cel mai mare iubitor de animale. Da. Autorul legii, da. Autorul legii nu, Marinescu. Nu mai o lege, mai multe. Da, așa este. Da, vis-a-vis de animale. Da, așa este. Și vreau să mă bucur că v-am lângă mine. Da, da. Păi, atunci ce-ți mai trebuie, mai Florin? Ai două forțe puternice. Auzi, dar discutăm, domnule, dacă ai dat insula Marea Brăilei, atenție, insula Marea Brăilei, câte sute de hectare? Are câteva sute de hectare, da, câteva. Și a rămas singura irigată după timpul lui Ceaușescu și cea mai bună, cel mai bun teren, cel mai fertil teren. Și îl dai tu atunci, îl concesionezi la o firmă a unui arab, am înțeles, un șeic și așa mai departe, și ce îți dă firma respectivă? O redevență de 5 milioane de euro pe an, nimic, domnule. Păi vă spun eu, cu insula Mare a Brăilei, dacă o transformai în grânar, cum era înainte, da, vă spun eu că hrănei jumătate de an, hrănei toată populația română. Dar vă mai întreb ceva, dumneavoastră aveți în gând și activități de procesare a produselor astea agricole? Da, bineînțeles. Da, bineînțeles, normal. Iar vis-a-vis de ce spunea domnul Marinescu, pe timpul lui Ceaușescu, că tot facem ce facem, ajungem la Ceaușescu, facem ce facem. Erau și multe lucruri. Nu suntem nostalgici a vechiului regim, dar trebuie să, tot ce a fost bun atunci, trebuie să-l dăm exemplu. Nu, normal. Gândiți-vă că la vremea respectivă, 90% din terenul agricol din România era irigat. Vreau să vă aproape spun, 4 milioane domnul de Marinescu, credeți-mă că eu, Florin Simion, împreună cu o echipă, într-un an de zile pot să refac instalațiile de irigat al terenului. De ce? Râurile nu au dispărut, există. Acele canale care sunt, ele ce trebuie? Curățate, decolmatate și să le impermeabilizăm. Puse în opere. Le impermeabilizăm
Mai trebuiesc câteva pompe, și așa alea vechi erau foarte mari consumatoare de energie. Florine, ar trebui canalul Siret-Bărăgan finalizat, fiindcă ăla irigă împreună cu canalul București Giurgiu, ca să ridicat să... aproape un milion de hectare cu Argeșul. Ca să irigăm toată țara. Și mai este ceva, vedeți, oamenii nu știu. Era în proiect, atenție, încă două hidrocentrale pe Dunăre, una Nicopole Turnu Măgurele, Belene, da, împreună cu Bulgaria. Proiectele erau terminate și începuse construcția. Sunt niște pintene acolo ceva. Da, exact, sunt, acolo. Sunt. Da. Și încă unul mai jos, încă un baraj, era la Călăraș, Silistra. De ce? Fiindcă până la Călăraș, malurile sunt înalte, 10-15 metri, și în stânga și în dreapta. Și se pretează la niște baraje. De acolo, încolo, spre mare, nu mai sunt malurile atât de înalte. Și a fost foarte bine gândită pe timpul lui Ceaușescu strategia asta. A început cu porțile de fier. Mai trebuie regularizate câteva făcute râuri. Cu Sârbii la 1972. 10 ani mai târziu s-a deschis porțile de fier 2, comunicarea tot cu Sârbii. Și dacă le mai făceam și pe ăsta și terminam și cele centrala nucleară de la Cernavodă, și atenție, acolo mergeam pe 5 reactoare. 5 trebuiau să fie. 5 trebuiau așa. Să fie, da. Și acum sunt două în funcțiune și trebuiau să mai fie încă 5 reactoare și pe Mureș și pe Olt și așa mai departe în toată țara. Deci 10 reactoare erau programate. Noi exportam și energie atunci. Și atunci exportam, scăpam de tot de importurile de energie. Puteam să electrificăm absolut tot. Da, dar nu cred că ne importăm acum. Energie, nu cred că importăm. Nu cred că importăm. Nu, n-am auzit să importăm. Mai exportăm, dar foarte puține. Da. Am fi putut exporta dar energie. Dar energia, din păcate, este trecută prin firmele băieților deștepți. Deci, spre exemplu, energia electrică care se vinde de la cele două hidrocentrale, se vinde la o firmă intermediară, era unul buzoianu până acum, așa se vindea la 30 de euro megawatt-oră, da? Și nouă ni se megawatt-oră, da. Și nouă ni se vindea cu 100 de euro. Deci schimba decât niște facturi. Dar nu numai asta. Gazul care se vinde la care pentru mașini și gazul pentru butelie, ca lichefiat. De la ruși vine undeva la 30 de bani. Se mai adaugă acciză încă 30 de bani, 60, iar la stație se vinde cu 2,50 lei. Da, acum 2,50 lei și ceva. 53. Da. Și atunci avem o mare problemă. Domnule, eu zic că singura soluția noastră este să facem ce a făcut Alexandru Ioan Cuza și Cogălnicianu, să nu uităm 63-64 cu naționalizarea averilor mănăstirești, nu, secularizarea averilor mănăstirești. Eu vă spun. Eu nu sunt de acord cu chestia. Sunt de acord, domnul profesor. Eu vă spun. Deci, făcea parte de democrație. Să nu uităm că după primul război mondial, în 21, la fel s-a întâmplat. Haideți să nu dăm la moară apă, la moară, la tot felul de seculariști și tot felul de... Dar în situațiile în care e haos... Atunci, trebuie aplicate în măsuri stați extreme. Stați un pic. Atunci a fost necesar, că a fost Cogălnicianu cu țiganii și cu romii și cu toți aia și a trebuit să-i dezrobească. Și atunci s-a luat măsura. Acum nu mai... Da, averile bisericii grecești în România... Da, dacă se întâmplă ceva infracțiuni săvârșite de preoți, sigur că ar trebui să fie confiscate și altă treabă, da? Eu personal nu sunt de acord cu biserica. Vreau să vă dau un exemplu în istorie, că am avut o reformă agrară și în 21, pe timpul marșalului Averescu, au luat averile... Dar nu secularizarea a fost. Nu, a fost naționalizare. Asta e. Reforma agrară. Ce s-a întâmplat? Toți care aveau peste 500 de hectare, să le spunem telespectatorilor, că e interesant, cei care aveau peste 500 de hectare au fost deposedați de terenul, inclusiv Casa Regală, domnule, care avea în administrare 129.000 de hectare primite de la stat. Chiar uzufruct, domeniile regale. Florin, ascultă-mă puțin. Da. Sunt interesați telespectatorii, sunt convins, și au împărțit 2 milioane de hectare
la cei care nu aveau luat țărani, la cei care au participat în primul război mondial și așa mai departe. I-au împroprietărit. Așa a spus Ferdinand. Ferdinand le-a spus, întoarceți acasă, vă dăm pământ. Păi așa, da, a fost un impuls ca din să, păcate, domnul Marinescu, ca să câștige războiul. Chiar dacă s-ar dori așa ceva, nu se poate face. Da, nu se mai poate face. La ora actuală, noi facem parte din Uniunea Europeană, sunt alte legi. Legislația la ora actuală nu permite așa ceva. Chiar dacă ar fi benefic și chiar dacă s-ar dori, nu se interzice, o reformă. Am avut legislația, încă una în 45, a mai fost ceva. Încă o reformă agrară și așa mai departe. La legea 187 din 45. 45, deci au fost. Deci există posibilitate. Bun, nu mai poți să faci asta. Nu, dar secularizare. Nu secularizare. Nu. Am dat exemplu secularizare. Aia care a fost altă situație. În 1863. Da. Nu. Dar se poate face altceva. Impozitarea graduală. Și atunci aș fi tot acolo. Ce, până în, știu eu, 30-40 de hectare, scutește-i pe țăran de impozit agricol, da? Să primească doar instrucții. De la avem foarte 40 de hectare în corul pune impozite să facem. Și de la 500 de hectare pune impozite, inclusiv pe păduri. Atenție! Și cu pădurile a fost un jaf. Aici aveți dreptate. Nu pot să spun în clipa de față că vom face așa ceva, dar avem... Păi nu spune tu că nu te mai votează lumea dacă nu faceți așa ceva. Dacă le spui oamenilor că nu faceți nimic. Da. Spune, domnule, oamenii așteaptă măsuri radicale. Sigur. Oamenii înțeleg că s-a furat în țara asta până la locomanda și nu se face și în agricultură și în celelalte domenii la fel. Și nu se face nimic. Foarte tu trebuie să le spui că ești tu justițiar și partidul tău va aduce țara într-o normalitate, să o salveze. Asta trebuie să spui. Asta, și poți asta să faci vom cu măsuri, face. Măsuri asta externe. Pe baza, pe democrație. Cu impozitare graduală și așa mai departe, fără să deranjezi... De, asta ar trebui să existe, trebuie asta să fie, un program. Astea o să le stipulăm într-un program. Și să aveți un parteneriat cu armata, fiindcă, vedeți, armata trebuie să fie implicată. De ce spun chestiile astea? Că în caz de război, și o să fac o referire acum imediat, în caz de război, o uzină de tractoare, o uzină de aro... Da, se poate transforma imediat. Într-o uzină de armament. Și să nu uităm ce s-a întâmplat la Stalingrad. Păi, domne, pentru fabrica aia de tractoare, rușii au mobilizat aproape 2 milioane de soldați și ai văzut că ne-au făcut praf și pe noi și pe nemți, ne-au terminat în al doilea război mondial. Dar acolo s-a câștigat, în sfârșitul 1942-43. Și s-au bătut pentru fabrica de tractoare, care era transformată în fabrică de armament. Da, la Stalingrad. Și acum, la noi, pe timpul lui Ceaușescu, majoritatea fabricilor gratis acum. Făceau armament. Da, bineînțeles. Dar bineînțeles. Armament care se exporta în toată lumea. Dar fabricile nu mai există. Mai e fabrica de armament de pe Valea Jiului? Nu cred. Eu ce vă spun, erau în jur de 40 de fabrici de armament pe timpul lui Ceaușescu, înainte de 90, și acum mai puțin de jumătate și ele lucrează la nivel de avarie. Deci e jale. Deci primul lucru care ar fi trebuit să-l facă ministrul apărării și orice guvern care a venit, dumneavoastră, alocăm 2% pentru armament. Da, haideți să punem pe roate fabricile astea de armament, inclusiv, atenție, exista o fabrică la Miercurea Ciuc de tractoare și mașini pășenile. Agricole, pe care le folosea și armata, fiindcă armata avea o forță foarte mare, 130.000 de oameni, și avea nevoie foarte și de excavatoare. Mai avem 2 minute până la pauză. Foarte multe fabrici, nu pot să le dau numele fabricilor, pentru că nu ar fi corect. Toate fabricile astea făceau armament. Păi toate făceau, nu toate făceau armament. Și inclusiv ăsta de țigări erau gândite pentru, da, pentru cartușe. Toate fabricile de țigări sunt gândite erau pentru gândite a fabrica cartușe. Deci de-aia un parteneriat cu armata. Armata trebuie imediat să treacă, să înființeze unități. Domnul de construcții. Domnul Marinescu, vă întreb, care armată? Păi care armată? Armata se poate face peste noapte, domnule. Armata, pentru o decizie politică, să se reînființeze, încă o dată spun, unitățile militare care lucrau în
construcții. Să terminăm tot ce înseamnă infrastructură. Aveți chiar și de, chiar și aveți atenție, dreptate, chiar și de, chiar și de infrastructura pentru a înființa acele unități militare. Cum să nu? O înființez, le-au dărâmat. Nu contează, găsești alte locații, nu-i problemă. Deci găsești alte locații, înființezi unități militare în construcții și cu ele termin și, bă, spre exemplu, autostrada asta, Comarnic, Brașov. Corturile de la Nunți. Da, nu-i problemă. O scurtă pauză. Nu-i problemă, deci. Atenție, continuăm emisiunea și vreau să vă spun că suntem la armată acum, pe 25 octombrie, este ziua armatei. Da, da. Așa? Da, așa este. Așa este. Da, să sărbătorește în fiecare an, 25 octombrie, a fost o zi memorabilă, fiindcă armata română, în 1944, pe 25 octombrie, i-a scos pe Hortici din țară, luptele de la Carei, știm cu toții, și pe 25 octombrie în fiecare an se sărbătorește ziua armatei. Ultima brază. Ultima așa, 25 octombrie. Și pe tot pe 25 este, octombrie da. Este s-a născut și regele Mihai, 25 octombrie 1921. Haideți să nu discutăm, nu, că am spus rege n-a prea fost. A fost două evenimente, să spunem așa. Deci armata s-a înființat în 1959, pe timpul lui Alexandru, 1859, așa este, cum pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza, până atunci noi nu am avut armată, fiindcă... Mică armata Moldovei, mică armata țării românești. Un fel de a spune, că domnitorii noștri erau, de fapt, bei în alte porți, n-aveau voie să aibă armată. Îi chemă pe turci, aveau câte trei consilieri, cel puțin, domnitorii că îi trimeteau... Și Cantemire chema pe rușii. Și da, uite așa exact, se băteau ăștia exact, da. Ei se băgăteau, ai noștri chiar nu contau. Deci toți domnitorii noștri erau bei, erau demnitari ai în alte porți. Noi i-am ridicat în slăb că-s domnitori, nu aveam nicio treabă. Da. Ei toți erau niște satrapi, toți veneau să jefuiască, să îmbogățească, confundau visteria personală cu visteria țării, deci le sunt toți povești. Da. Dar revenim, deci se înființează armata, sigur, în cele două țări, fiindcă să nu uităm că pe 5 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza a devenit domnitor în Moldova și în 24 ianuarie, în același an, în Țara Românească, dar erau guverne separate, erau parlamente unicamerale separate, deci n-avea cum să înființeze o armată în o singură armată. S-au înființat două armate și, sigur, armata comună s-a înființat după ce am avut un singur guvern, respectiv pe 24 ianuarie 1862. Când 61, sub influența lui Napoleon al III-lea, trebuie să spunem o chestie, că în 62 s-au unit cele două țări române. Da, atunci au avut sultanul Abdelaziz atunci a dat firma, nu? În 24 ianuarie 1862. Da. Deci Alexandru Ioan Cuza, la intervenția împăratului francez Napoleon al III-lea, merge la sultan în 3 decembrie 1861, îi pupă papucul și sultanul îi dă firmanul în 24 ianuarie, da, și spunea un următorul lucru în firman, în decizia de fapt de unire, că este valabilă pe timpul lui... Nu, firman a fost. Poftim? De recunoașterea unirii. Da, da. Îi dă firmanul și spune așa că unirea este valabilă cu condiția ca România să-i plătească un tribut de 941.000 de galbeni anual. Deci... ca asta era condiția și după ce s-a citit pe 24 ianuarie în plenul reunit în Dealul Spirii în Parlament, a citit Alexandru Ioan Cuza decizia sultanului, s-au unit cele două țări parlamente și cu comisia de la Focșani. Da, exact, și cu un singur guvern și așa mai departe. Deci până după 1862, sunt niște greșeli care se fac, apropo de 1859-1862. Tot 24 ianuarie, dar cu 3 ani după. Exact, exact. Noi trebuie să fim foarte atenți cu treaba asta. Apoi, este trecerea, sau mai bine zis, unirea Basarabiei, toată Basarabiei și Basarabiei, la România, în 9 aprilie
Nu e în martie, la sfârșitul martie. E 26 martie 1980. E 9 aprilie, pe noua date, noile date care le spunem acum. Dar, mă rog, asta este o idee pentru 25 octombrie, ziua armatei. 25 octombrie, ziua armatei. Sigur că, vedeți, dumneavoastră, putem vorbi de atunci, de evenimente importante. Războiul de independență, 1877. Am intrat și noi în război alături de ruși împotriva turcilor. De fapt, a fost războiul ruso-turc. Sigur, corect. Noi am intrat, a fost războiul ruso-turc, am intrat și noi la remorca lor, în prima linie, cum eram puși de fiecare dată, ca și deținuți, eram puși și în fiecare carne de tun. Ruși împreună cu noi i-au scos pe otomani din țară, am câștigat Dobrogea la timpul respectiv, dar am pierdut Buceacul. Rușii și-au luat partea lor, ce-a interesat. Și-au luat și Buceacul. Și-au luat Buceacul, Ismail, Cahul și Bolgrad. Deci trei regiuni foarte importante, cu ieșire la mare, ieșire la Dunăre. Deci pierderea noastră a fost foarte mare. Dar la timpul respectiv, vedeți dumneavoastră, că s-au făcut transferuri masive de populație în Dobrogea și a fost foarte bine. Să nu uităm că turcii au ridicat prima cale ferată la timpul respectiv, era din Constanța la Cernavodă, s-a construit podul Angel Salinii la 1895. Prima cale ferată a fost București-Giurgiu. A fost la 1869. De la Filaret. Mai târziu 9 ani. Domn profesor, mai târziu 9 ani. În 1869 a fost București-Giurgiu, exact cum spuneți dumneavoastră, dar prima cale ferată, știți care a fost și de ce vă spun chestia asta? Că eu am lucrat ca inginer în mină la Nina și știu, am studiat istoria lor de atunci. Deci a fost la 1854, Anina, Oravița și, cum îi spune, Oravița era terminal. O să-mi aduc eu aminte să vă spun. Deci să transporta, austriecii transportau cărbunele de la Anina până la Oravița și de acolo mergea la Viena, pe Dunăre. Prima, deci, eu vorbesc de călători, de prima linie ferată de călători. A fost în Țara Românească, da. A fost la inaugurat Giurgiu, chiar de Carol I. Carol I. 1869. Făcută de nemți. Da. Pentru că ulterior ne-a cerut compensații. Da, da. Chiar și gara Filaret la ora actuală e, au transformat-o în autogară, nu știu ce. Cu toate că e tot o gaură. În Transilvania a fost Timișoara Seghet, tot la 1840 și ceva la timpul respectiv. Deci prima a fost în Transilvania. Deci Timișoara, bine, era pe timpul Imperiului Austriac. Nu era Ardealul, nu era. Nu era la noi. Ardealul a revenit după 1918. Da. Imperiul Austriac a fost de 1804 până 1867. Pe urmă, Imperiul Austro-Ungar s-a extins și cu Ungaria 1867 până în 1918. Da, au evoluat lucrurile. Și vă spuneam atunci cu Constanța. Și tot la timpul respectiv s-a inaugurat și litoralul de la Marea Neagră special. L-au introdus în turism la Mamaia, 1806. Și în 1910 s-a construit cazinoul din Constanța, ca simbol al litoralului, ca să atragă și turiștii să introducă Dobrogea în efervescența asta românească. Care nu mai e, de fapt. Care este, dar este în paragină. Da, și care ar zboară porumbei, care ar putea, care ar putea cu o sumă destul de mare. Destul de mare. Știți care e problema la timpul respectiv? A fost o strategie, strategie foarte interesantă. De ce la 1900 s-a înființat cazinoul de la Herculane? Herculane, vorba aia, stațiune de pe timpul romanilor. Care ei au ridicat-o. Și aia este așa. Și la timpul respectiv se mai ridică la 1910 la Constanța și la Sinaia la 1912. Da, dar Herculane venea Kaiserul. Da, așa e. Dar e facultatea acolo într-o colibă de metal. Așa este. La Herculane. Da, la Herculane, da. Și acolo este și palatul împărătesei Sisi, dăruit de Franț Iosif. De Franț Iosif, care a fost împăratul. Domnul, știți că astăzi a fost înmormântat Balaci. Un simbol al fotbalului românesc. Al Craiovei, mai mult. Al fotbalului românesc. A jucat pentru echipa națională. Sigur, da. A fost cel mai tânăr jucător
al echipei naționale. La 17 ani. Dar tot la 17 ani am fumat două pachete de țigări Marlboro. Da, da. Bine complicat. Că era Marlboro. Complicat. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu să-l odinească în pace. Sigur că și în sport, și în știință, și în cultură avem oameni deosebiți, personalități. Eu chiar m-am bătut pentru performanța în domeniile astea, fiindcă și eu am făcut sport de performanță și am văzut cu ce greutăți. Și în clipa de față faceți da, sport. Da, așa este. Da. Și sunteți antrenor? Da, așa, de box. Da. Am practicat boxul încă din tinerețe. Cu școală terminată, da, de antrenor. Da, am fost și... Sunt sportiv categoria 1. Da. Sportivii categoria 1 sunt cei care au obținut performanță carne. La nivel... Ca și carnea de porc. Da, performanță la nivel național, la nivel mondial. Eu am fost campion la nivel național în 73. Da. La categoria grea. Dar revenim la chestia asta și am văzut până cu ce dificultăți se confruntă sportivii și cu ce dificultăți se construie și oameni de știință, dar și artiștii noștri. S-a aprobat o lege, legea 118 în 2002 privind indemnizația de merit, să dau și acum 3 salarii minime ca indemnizație de merit pentru cei care au obținut performanță în sport, în știință și în cultură și care au primit 60 de ani. Și atenție, a venit Octavian Belu, era secretar de stat în 2007, la mine eu eram senator și mi-a zis, domnul senator, uitați ce se întâmplă, aveam aproape 100 de persoane care așteaptă la rând să moară unul din cei 1500 dintre cele 1500 de personalități care iau indemnizație de merit să poată să accede și ei la asta. Faceți ceva. Am făcut o lege, am promovat o inițiativă legislativă să desfințez pragul ăsta de 1500. S-au pus, din păcate, în sfârșit nu mai spun cine, și Mădălin Voicu și n-am înțeles ce și mai. Așa. S-au opus și am reușit totuși să trec și să măresc cu 150 indemnizațiile de merit, la 1500, la 1650. Și în felul ăsta o parte din cei 100 care așteptau la rând să-și ai indemnizația au luat. De ce? Fiindcă din cauza politicului ne-am trezit ca amante și tot felul de șmecheri au intrat, dom'le, n-aveau treabă cu sportul, n-aveau treabă cu știința și au primit indemnizații de merit pentru faptul că lucrau în domeniul științei sau lucrau nu știu ce, cu secretare. Erau tinere și... Dom'le, nu, erau tinere și foarte active. Foarte active. Din păcate... Tragic. Și, deci asta vreau să vă spun. Dar vorbeam de domnul Balaci. Sigur că e regretabil că a murit. Este. Eu vă spun, domnule, vedeți dumneavoastră, sportul ăsta e vizibil, fotbalul, tenisul este vizibil, dar sunt sporturi individuale foarte grele și dumneavoastră ați fost sportiv de performanță, domn profesor, știu, Florin a făcut și el sport, care sunt mult mai grele, sporturile de forță, sporturile de contact și așa mai departe, sunt sporturi extrem de grele, dar nu sunt dinamice și nu sunt mediatizate. Și oamenii care au ținut persoane... Ca să nu mai vorbim de sportul de echipă, care are, în afară de fotbal și da, nu basket sau handball în ultima perioadă, restul sunt au decăzut. Da, și vedeți dumneavoastră, deci sunt alți sportivi de performanță care au ajuns, spre exemplu, Nicolae Liga, știți că cel mai... Primul a fost, 1956, Melbourne, exact, dumneavoastră știți. A obținut medalie de aur, dumne, noi de atunci... La Olimpiadă. La Olimpiadă. Da. Noi n-am mai obținut o medalie de aur în box, la Olimpiadă. A murit sărac, a murit, ce să zic, la colțul străzii. Nimeni nu l-a mediatizat cu dar nu toată performanța lui. Avem, și vă dați seama, n-a știut nimeni că a murit ca un amărât, nu l-a băgat nimeni în seamă. Dar mi-aduc aminte de Octav Naghiu, marele tenor al nostru, care a cântat pe toate scenele lumii. Nu știam că a murit. A murit, spre exemplu, și am fost eu cu doamna Paula Iacov, Dumnezeu să o odinească, chiar înainte de... I-a murit pe 6 octombrie 2015 și în primăvară moare și Octav Naghiu. Cu 3 ani în urmă a murit Nicolae Herla. A fost ce să mai... Un miracol a fost. Da, mai există un cântăresc care și-a pierdut vocea. Da. Și vreau să vă spun, mare, nefiind, domn profesor, nefiind mediatizat,
Dom'le, n-a venit nimeni la înmormântarea lui Nicolae Herlea, cunoscut de întreg mapamontul. Deci, eu vă spun, și dacă, spre exemplu, nu era mediatizată moartea lui Ilie Balaci, nu se duce nimeni la el, vă spun eu. Foarte mult să duc de curiozitate, să vadă ce se întâmplă. Erau acolo, numai. Da, eu vă spun. A fost totuși o legendă a Craiovei. Domnule, sigur că da. Eu v-am spus de valori mult mai mari, recunoscute la nivel mondial. Ne băgați în seamă de media. Nimeni nu a cunoscut faptul că au dispărut și nu-i cunoștea. Eu, pe mine m-a impresionat strigătele mamei lui pe stadionul ăla din Craiova. Da. Dar nu numai, la Balaci. Au fost foarte mulți sportivi. Totul care este o emoție. Mediatizarea contează imens. Mi-aduc aminte de domnul Gheorghe Zanfir. Sunt prieteni, ne cunoaștem de o viață. Și domnia sa a candidat prin 2004. Exact, Florin, tu știi. Așa. La Partidul Verde, parcă. Da. La Partidul Verde a candidat. Unde a candidat? La Găiești. La Găiești. Așa. Deci el fiind cunoscut pe toată lumea. El fiind din Găiești. El fiind din Găiești. Știți cât a luat? 1%. Deci el fiind cunoscut de toată, tot mapamond. Deci ce vreau să spun cu chestia asta? Cu oamenii nu votează o personalitate. Votează partidul. Votează interesul. Cum spunea Florin, cine le dădea înainte un mic o bere și așa mai departe. Deci, acum e infracțiune cine le dă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar ei votează structurile de grupare organizată, fiindcă știu că au loc acolo, au un serviciu de concentrat și așa mai departe. Păcat de Bala, sigur, a avut necazurile lui, pentru că cu o seară înainte el fusese la un șpriț și a murit a doua zi dimineață. Oricum, păcat de el. Vreau să mai spun altceva care mie mi se pare că interesează pe telespectatori, de-aia există acum emisiunea Întrebări și Răspunsuri. Ce este roborul? Am să vă spun câteva lucruri ca să pot să intrăm în problemă. Da. Roborul este stabilit de Banca Națională. Da, este un procent de 3,53% la 6 luni și cel la 3 luni mai mic. Și reprezintă costul riscurilor pe care îl are Banca Națională pentru că atunci când împrumută băncile celelalte. Nivelul de dobândă. Da. Euroborul, nu la asta vreau să... întâi să spunem ceva despre el. Euroborul este calculul riscurilor în condițiile în care băncile europene împrumută băncile românești. Și atunci se stabilește un Eurobor care este mai mic în momentul de față. Problema, Banca Națională calculează cam pe 10 bănci, cam așa. Problema acestă 3,53. Problema actuală este alta, că acum vreo câteva luni... în ultima perioadă tot crește. Stați un pic. Nu asta e. Da, și asta e problema. Dar ascultați un pic ca să nu vă încurc. Eu sunt mai ardelean, așa, dumneavoastră, sunt mai din... Așa. Ce se întâmplă? S-a făcut un mare scandal la începutul verii, s-a creat un mare scandal. Și atunci cu Consiliul Concurenței și-au luat angajamentul să facă o anchetă la Banca Națională. Ați văzut vreo anchetă la Banca Națională? Ați auzit de ea? Nu, domnul profesor, se pare că era o greșeală. Pentru că nu Banca Națională, ci piața. Banca Națională stabilește, dar stabilește în funcție de piață. Nu. Este contravaloarea riscului. Corect. Împrumutului. Dar riscul de unde vine? Nu vine din piață. Dar în clipa când economia nu merge, prețurile cresc, totul se devalorizează, intervine un risc. Intervenind un risc, Banca Națională își ia măsuri ca să nu rămână în pierdere clipa când împrumută băncile. Domnul președinte, vă rog. Vă întreb altceva. De ce a asistat cercetarea Consiliului Concurenței? Face niște jocuri politice
Și să fim auziți, să spunea despre președintele de acolo că a fost angajat la o mare companie înainte și așa. Nu vorbim de președinte. Păi nu dăm nume. Exact, nu dăm nume. Păi nu vedeți dumneavoastră primii miniștri, prim-miniștrii noștri... Eu informațiile le-am din interiorul Consiliului. De unde sunt veniți? Uitați-vă, uitați-vă cine este în spatele unor oameni care sunt puși în niște funcții cheie. Păi unde a lucrat prim-ministru înainte de a fi aici prim-ministru, nu? Păi n-a lucrat la OMV? La nu spun. Ce n-ai mai despre ce lucrează soțul? Deci, dar bineînțeles, și băiatul lucrează la fel. Păi ce să mai vorbim? Deci toți reprezintă niște grupuri de interese, reprezintă niște interese nelegitime în niciun caz ale statului român. Și revenim la Banca Națională. Dom'le, n-am nimic cu domnul Isărescu. Nu lăsați, a spus că nu. Da, nu vorbim. Dar tu când ești membru clubului de la Roma, clubului Bilderberg și așa mai membru al clubului de la Roma. Da, cineva e membru și conduce Banca Națională. Păi nu e în regulă, domne, că nu poți să ai dublă subordonare și la niște... Bine, asta nu înseamnă că dacă ești membru grupări mari... Stai puțin. Ai comandă de acolo, automat. Dumneavoastră aveți date, informații? Da. Că este subordonat acelor cluburi? Dar bineînțeles, e membru acelor cluburi. Că este membru acelor... Nu, că primește sarcini de acolo. Că primește sarcini de acolo. Haideți să vă mai spun eu un lucru pe care dumneavoastră, nu știu dacă îl știți, dar vi-l spun eu, mi l-a spus domnul Florea Dumitrescu, care a fost guvernator. Zice, domnule, să tot analiza cum să zic eu, venitul guvernatorului României. Și domnul Florea Dumitrescu zice, domnule, eu am fost an de zile guvernator. Deci noi suntem acționar la Fondul Monetar, la Banca Națională. Știți cât luam eu ca acționar, ca reprezentant al statului român la Banca Mondială? $10,000 pe lună. $10,000 de la Fondul Monetar, la stat. La partid. Veneau la stat. Veneau la banii nu-i lua el. Și guvernatorul nostru spune, domnule, am o indemnizație de nu știu cât, spunea 7-8.000 de euro, nu știu cât, 10.000 de euro aici. Dar nu vorbea și de banii aia, că spunea domnul Florea Dumitrescu. Haideți să ne spune cât ia și de acolo. Păi spun eu când eram guvernator, luam 10.000 de acolo, de la Fondul Monetar și încă 10.000 de la Banca Mondială. Și atenție, statul român, în 72, când a devenit acționar la Fondul Monetar, a depus garanție, acțiune acolo, în sfârșit, partea a României, 40 de tone de aur. Deci unde e aurul nostru acum? În Anglia. Acum. În Anglia. Și vă mai spun ceva. Și mai sunt ca să ajungem în situația niște interese al clubului Bilderberg. Și dacă vă uitați la un lucru, dacă foarte interesant e, dar nimeni nu vrea să facă analiza asta, guvernul României, atenție, împrumută, sau chiar ce amăriți ăștia care cu prima casă, cu agricultură, împrumută bani de la bănci cu dobândă 4, 5, 6% și așa mai departe. În schimb, Banca Națională, cele 30 de miliarde de euro și dolari, le plasează în străinătate cu cât? 0,2-0,3? Și dacă vă uitați bine, la ce bănci? Păi vedeți că în spatele băncilor ăla sunt reprezentanți al clubului de la Roma, clubului Bilderberg. Te întreb, mă, cum să pupă... Mai există clubul de la Roma? Cum există, să nu există? Există. Dar nimeni nu spune, domnul Florea Dumitrescu, Dumnezeu să-l ordinească, a spus de atâtea ori. Dar... Ce face acum eu trebuie să iau apărarea domnului guvernator, spunând că dânsul are și în spate o mare fermă la Vâlcea. Nu l-acuzăm, deci DNA-ul ar trebui să ia atitudine vis-a-vis de chestiile astea care sunt gravitate extremă. Banca Națională ar trebui să spună așa, guvernul României, de câți bani ai nevoie? 2 miliarde de euro. Ia, domnule, 1 miliard de euro de la Banca Națională de aici, că sunt banii țării. Domnul Marinescu, se ocupă de 2000 de lei DNA-ul, de 3000 de lei. Da, dar de găinări, nu. De găinării, de găinării. Pentru că sumele mari nu s-au restituit statului. Absolut deloc. Niciuna. Niciodată. Și ne aducem aminte că Banca Națională, domnule, la un moment dat, când erau tunurile alea mari în România până anii 2000, dădea împrumuturi la firme, domnule, Banca Națională. Și acum, și acum. Deci, domnule... Nu, la bănci. Dar atunci dădea și la firme. Și au fost ca... Banca Națională niciodată n-a dat împrumuturi la firme. Ba da, nu, sigur. Uite, caută în presă. A dat împrumuturi la bănci care banca... Nu. Direct la firme. A fost un scandal monstruos. Uitați-vă pe presă să vedeți la timpul respectiv. Dar nu știu. Nu, uitați-vă, dacă nu știți, nu vorbiți. Bun, mai departe, să nu uităm că au fost atâtea fonduri mutuale
cu safii și așa mai departe. Erau atâtea, câte atâtea. Safii era FNI, FNA și așa mai departe, multe. Aia de la Cluj. Da. N-a luat nicio poziție Banca Națională, fiindcă ea putea să stopeze. Să nu uităm că FNI-ul ăsta a fost girat de cine? Da. De Banca Comercială. Păi i-a dat autorizația, da, a dat autorizație. Și, Banca Națională n-a zis nimic. Da. Deci n-a zis nimic. Ce e cu ăla? Da, de check, da. Deși check toată datoria, tot unul pe care l-a dat vântul, l-am plătit noi până check-ul din România, 300 de milioane de ce euro. Ziceți, ce ziceți de noua întorsătură care s-a produs astăzi, acum, în zilele astea în Anglia, lăsând o parte că Irlanda de Nord și Scoția nu vrea să părăsească Uniunea Europeană, numai primul ministru se mai opune acum unui nou referendum, să vadă dacă... Se dorește un nou referendum în Anglia. Dacă, da, dacă părăsește sau nu Uniunea Europeană prin alt Brexit. Pentru că s-a votat Brexit-ul și acum populația britanică vor încă un referendum. Doresc ca să nu iasă din Uniunea Europeană. Da, prima ministră, dar a zis nu. Sunt interese mari politice și aici și să nu uităm că a existat un parteneriat foarte bun întotdeauna între Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Și sigur că americanii și rușii erau deranjați de puterea asta, confederația asta europeană, care era o putere. Și credeți că americanii ar fi împotriva rușii? Nu contează. Nu, americanii își doresc Anglia alături de... Bineînțeles, își doresc Anglia alături de rușii. Doresc Anglia să iasă din Uniunea Europeană. Își doresc Anglia să iasă din Uniunea Europeană. Domnule, Marea Britanie, să nu uităm că e o forță, are în componență câte state? Vreo 18 state, pare. E o putere imensă, domnule. Sigur că da. United King, să nu uităm care Canada, Australia, da. Noua Zeelandă și așa mai departe. Deci sunt o forță imensă, englezii, și deranja chestia asta. Vii cu forța asta imensă și o pun la Confederația asta Europeană? Commonwealth, deci... care la prima dată s-a vorbit despre el de generalul acela. Da, da, sunt câteva state din această confederație care nu doresc să iasă din Uniunea Europeană și atunci le-au creat altele o mare... Altele vor să iasă. Altele vor, altele nu doresc. Da, și alea le-a creat o mare problemă. Și doresc în alt registru toate lucrurile astea, fiindcă, vedeți dumneavoastră, păzice trece partidele naționaliste, câștigă teren, ajung în Parlamentul European și pe bună dreptate zic, au ajuns în Parlamentul European. Vedeți ce se întâmplă în Austria, vedem ce se întâmplă Franța, Italia și așa mai departe. Deci eu cred că viitorul Germania. Va fi, nu mai zic, Ungaria și așa mai departe. O scurtă pauză. Da. Din nou în emisiune, stimații noștri invitați, suntem din nou în emisiune, da? Și o să discutăm despre acel experiment făcut de, și să vă spuneți părerea, de lumea justiției, care a aruncat cu focul de la colectiv, exact același foc, către o bucată mare de burete. Și se pare că de la 2,70 m sau mai mult, până la 1 m, acel burete n-a luat foc. Părerea mea este că nu cred că e același burete. Chiar dacă se spune că e același burete, chiar dacă cei din patronii colectivului spun că e același burete și că nu știu ce s-a întâmplat, ce a fost, ce n-a fost, că poate a fost o mână criminală, poate a fost o nenorocire, poate nu știu ce a fost, dar părerea mea că nu este același burete. Și se va stabili printr-o expertiză, să ne ducem noi din afară, să facem un experiment, nu suntem de specialitate. Trebuie să-l facă experți care se pricep la chimie, la toate problemele astea. Corect. Sigur. Inginer constructor.
Da, da, sunt de aia vă spun, dar trebuie să fie niște specialiști în domeniu care facă expertiza asta. Nu poate să facă oricine, sigur. De fapt, noi întreabă să... Deci n-aveți încredere în experimentul nu, ăsta? Nu, am n-are că cum, nu am încredere în experiment. Dar nu e făcut de niște profesioniști. Iar, nici iar pe de aia, pentru orice construcție, pentru orice se cere acel aviz de ISU, pentru că acolo sunt specialiști. Oh, sigur sunt oamenii da. Deci îți trebuie autorizație, atenție, îți trebuie autorizație ISU, fiindcă orice construcție are nevoie de acea orice construcție, mai ales când sunt construcții publice, trebuie să aibă un anumit paviment, pereții la fel, să nu fie inflamabil, să fie ignifugați, să ai mai multe intrări, mai multe ieșiri, ventilație și sigur, tot foarte căi de acces, să ne aducem aminte, stingătoare, ne aducem aminte de nenorocirea care s-a întâmplat la 1847 când a fost incendiu acela în București, mare, da. Cel mai mare incendiu și în biserica Anton a luat foc. Și de ce au luat foc? Era foarte multă lume. Era refăcută, Anton. Așa, era refăcută, dar a luat foc, era puțin mai spre blocuri, vechea, așa. Și a luat foc și ușile de la biserică se deschideau în interior. Oh. Și a fost o nenorocire că lumea s-a bulucit să iasă în afară. E în piața Națiunilor Unite acum, da. E undeva în dreapta, Anton. Dar nu-ți dă voie. Este, știți unde Anton? Este chiar... Da, mai în stânga. Și, mai în dreapta, parcă. Exact. Și a rămas Biserica Doamnei, a rămas la Curtea Veche. Da. Și Anton era în quartalul de bloc. În spate la Hanul Manuc. Exact. În spate la Hanul Manuc era acolo. Și de atunci au luat măsura ca la toate instituțiile astea publice, ușile să deschide în exterior, tocmai pentru incendii. Deci, domnule, dacă la 1847 s-au gândit la chestia, și ăștia nu se gândesc acum. Păi era fabrica Pionerul la timpul respectiv. Pionerul și acum. Era fabrica. Și atenție, înainte de 90, la orice manifestație de genul ăsta, că era, în sfârșit, o petrecere sau ce era acolo, erau prezenți pompierii obligatoriu, mașina de pompieri, salvarea, era prezentă miliția, deci așa trebuia să desfășoare. Ei n-au avut nici pompieri și mai trebuiau să fie pe tavan sprinklerele alea, care la foc, căldură, la dușurile alea, la căldură, la fum, la orice. La căldură imediat se declanșează și uscau. Încep dușurile alea să meargă. Deci nu era nimic, domnule. Și știți care e culmea? Că nici de atunci, de când s-a întâmplat această nenorocire, nu s-au luat măsurile necesare de securitate pentru incendiu. Și dacă te duci acum și dacă te duci, am fost la o nuntă în lângă Otopeni la Buftea și vreau să vă spun că era mochetă pe jos, pe perete era din asta pânză. Deci nu s-a întâmplat nimic, domnule, și n-au învățat nimic. Și la nunta respectivă, în sfârșit, erau foarte mulți demnitari care au venit. Procesul se ia de la capăt. Da. Judecătorul a zis că nu, dar... Eu știu. Domnul profesor, a rămas dumneavoastră și ați întrebat de ce se întâmplă cu Uniunea Europeană și cu ieșirea Marii Britanii din asta. Păi se întâmplă că bugetul Uniunii Europene, care se votează acum, am înțeles, pe zilele astea, se votează, bugetul pe anul viitor al Uniunii Europene, Consiliul European. Așa, este deja mai mic, din cauza faptului că Brexit. Marea Britanie era un contributor esențial și haideți să ne uităm ce s-a întâmplat cu marile imperii în istorie și o să vedem că și imperiul ăsta, Uniunea Europeană, care s-a înființat în 58 ca comunitate a cărbunului și oțelului, deja gâfâie. Și toate marile imperii au ieșuat. Să ne uităm, Imperiul Austro-Ungar a durat 60 de ani, nu vorbind la... Ne ducem aici aproape, din 1867 Otoman. Până 1980. Alea au fost imperii mari care au durat multe. Dar astea au fost sute. Imperiul German. Nu, au durat sute de... Imperiul German, astea care s-au înființat ultimele. Ați văzut, 1870 și 1918. 71, da. Comuna din Paris. Exact, când a fost... În 18 ianuarie. Războiul dintre Prusia și Napoleon al III-lea, da. Corect. Și deci toate au căzut.
în cât au căzut? În, hai să zic, 60 de ani. Deci Uniunea Europeană are cam mai mult de... Cam 60 de ani are și ea din 58 până acum. În 50. Da, a fost asta oțelului și carbonului. Atunci a fost declarația lui Schuman, dar în 58 s-a înființat. Dar Uniunea Europeană acum s-a creat... Și, nu, hai să ne punem problema următorul. Sigur se va rupe Uniunea Europeană, că orice imperiu și a căzut... de fapt a fost creată sunt, ca și sunt multe, Statele Unite ale Europei. Nu, e diferență mare. Nu, așa spunea pe timpul Napoleon, da. Că el a lansat ideea. E unul care a lansat ideea. Da. Unul dintre ei. Statele Unite a Europei. Statele Unite Napoleon, ale Europei. Napoleon I, ăla. De fapt, este una parte, da. Una parte. Dar, atenție, o diferență foarte mare, fiindcă aici, vedeți dumneavoastră, s-a vorbit de faptul că există un nucleu central format din marile puteri din Uniunea Europeană și fac o notă de discordantă față celelalte, acolo vrea să ia decizie cu Germania, cu Franța, cu Spania, cu Italia și păi le-ai lăsat la periferie. Ei când au terminat de luat toate resursele naturale, puterile astea mari, de la noi, și când va veni presiunea mare din partea noastră să mai facă și investiții în țările astea limitrofe, da, țările astea de marginea Uniunii Europene, s-ar putea naționaliștii să zică hop, la revedere, afară cu voi. Și ce se întâmplă cu România? Resursele naturale ale României sunt date. Sunt date. Numai mult de 15-20 de ani și s-a terminat cu resursele noastre naturale. Unii spun că se reface petrolul. Nu, no, de unde n-ai bă-s-o mai? E o tehnologie nouă. Este un studiu nou acum. O descoperire. E o nouă descoperire. Minereul la fel s-au dus să duc absolut tot. Forța de muncă bine calificată pleacă în vest tot timpul. Așa. Ca Serbia. Și unități economice nu mai avem, sunt distruse, se distrug încet, încet. Am înțeles că și combinatul ăsta de la Galație iar nu, să l-au revinde. L-au preluat să... un miliardar din India. Da, da, cu sediul în Anglia. Nu sună bine. Nu sună bine chestia asta. Și dacă se rupe Uniunea Europeană, un pic, unde ajungem? Sună sau nu bine, a intervenit primarul de la Galație la o televiziune și a spus că e foarte bine. Știți cum e cu primarii. Prime și un comisiune și spun orice. Deci sunt niște autonomate. Dacă e treaba asta, e rău. Da. Păi da, am văzut ce. Dar nu știu dacă dar e. În momentul în care cade Uniunea Europeană, în România va fi dezastru. De ce? S-a terminat tot ce era de furat. Băieții deștepți care au furat timp de 29 de ani au banii duși până zonele astea, paradisuri fiscale, deci pleacă liniștiți, abia zic mersi, că nu-i mai întreabă nimeni niciodată nimic. Și în România se va ajunge la anarhie în momentul care și anarhia duce la dictatură. Domnul Marinescu, să sperăm că nu aveți dreptate. Domnul Marinescu, prietena dumneavoastră de la DNA n-a executat nimic. Deci, din punctul meu prietenă de vedere, nu era o prietenă, aia trebuie să stea în pușcărie pe viață. Nu, eu am zis prietenă. Și de ce vă spun chestia asta? Să glumesc. Să nu uităm că inspecția judiciară de la CSM a spus foarte clar că sunt peste 300 de dosare, 304 ținute la sertar până s-au prescris faptele și nu s-au încasat nu știu câte sute de zeci de miliarde de euro. Deci pentru asta ar trebui să putrezească și ea și Coldea au în pușcării. Au încasat 9 milioane de euro un anumit personaj și a plecat cu ei acasă. Pentru că a făcut reclamații, el a făcut sesizare. Au zis, domn profesor, eu văd că pe toate posturile de televiziune o victimizează pe o individă care este acum în Costa Rica. Nu-i dau nume, care e în Costa Rica. Dar eu vă spun din interiorul Federației de Box următorul lucru. Domnule, drepturile de televizare în cazul Galei Bute, atenție, au fost încasate de cel care e în pușcărie acum, că zice să nu-i dăm numele, așa, și au fost, e vorba de vreo 12 milioane de euro drepturi de televizare, în loc să le încaseze statul român, cum era normal. Fiindcă statul român a băgat 2 milioane, în jur de 2 milioane de euro în gala Mendi Bute, da? Fraudulos, bineînțeles. Și atunci au avut, dom'le, cu fostul ministru al industriilor, care e de la Sibiu. Nu-i dau numele. Ce au avut cu acest om? Păi vă spun eu că sesizarea am făcut-o eu, fiindcă... Senator, fost senator. Da, da. Dar îl știu foarte bine. Aron sau are impun. Nu, n-are impun. Și vă spun de ce. Vă spun de ce. Fiindcă legea sponsorizării am modificat-o eu,
și am interzis sponsorizările de la stat către firme private. Și acel domn și nu numai acela, ce s-a apucat și a dat de la stat sponsorizare pentru gara Butemendi. Eu am făcut sezizare la DLAV la timpul respectiv, DLAV-ul mi-a trimis răspuns mie și mi-a spus că am dreptate și a trimis dosarul la DNA. Și în cazul Galei Bute, de ce? Fiindcă Udrea, uite, nu-i dau numele acum, ministrul sportului, a zis așa, alocăm toți cei 2 milioane de euro, că ne vin bani de la Uniunea Europeană, unei firme de apartament, acelui care e în pușcărie, care avea 2 angajați, da. Era firmă de calculatoare. Da, da, era președintele Federației de Box. Da, da. Și no, nu, nu, dar ce, care aia a fost infracțiunea mare? Fiindcă trebuia să facă licitație. Ea a alocat direct firmei de apartament 2 milioane. Și aici a încărcat ministrul legea, fiindcă trebuia să facă conform legea achiziției publice, trebuia să facă licitație. Și doi, nu mai zic că a prins-o în birou cu 700.000 de euro șpagă, asta... Este bașca, că toți fac la fel. Nimeni n-a recunoscut nimic. Păi nu, dar au spus toți care erau acolo. Și ea n-a negat, stați puțin. Ea n-a negat. Ba, a negat? Nu, nu, a zis că banii au ajuns la ea și ea n-a negat. I-a schimbat vorba. I-a schimbat vorba tot timpul. Nu, să știți că n-a recunoscut treaba asta, dar... Deci, sunt martori că au ajuns la ea banii. Și e vorba de încă 12 milioane de euro, în loc să le încaseze statul român, l-a angajat, la le-au luat. Asta e soarta noastră a românilor, da. Suntem tot timpul jegmărați de unul și altul. Furați cu acordul clasei politice, care e același lucru. Clasă face... politică care este votată de către cetățeni. Da. Deci toate partidele de la vârf care au condus România sunt grupări de crimă organizată. Absolut toate care au condus România. Domnul Marinescu, am uitat să vă spun că au avut loc Jocurile Olimpice Invictus. Da. Asta cu... E o tragedie. Cu de o tragedie. Au dat la televizor treaba aceasta și credeți-mă că m-am uitat și nu, văd că nu popularizează nimeni. E vorba de cei răniți în armată. Știam, și domnule. Care se... În teatre de operații. Pentru telespectatori, spun în teatre de operații și care sunt răniți, chiar unii foarte grav. Care se stau întinși și mergeau cu mâinile. Așa este. Dar nimeni nu-i popularizează. Mie mi se pare că e normal să vorbim și despre Invictus ăsta, de jocurile Invictus, mai ales că au fost foarte mulți străini care probabil că au fost răniți și ei pe teatrele de operații sau cine știe pe unde, la Olimpiada care a avut loc, nu știu, mi se pare că în România... Dacă îmi permiteți, aș face câteva completări vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, cu înființarea Olimpiadei. Să ne ducem puțin în istoria sportului. Olimpiada a fost în prima dată înființată la Greci, în anul 476 înainte de Hristos și desființată în anul 394 de împăratul Teodosiu, fiindcă Olimpiada era închinată zeilor. Și el, trecând la creștinism, a spus, terminăm cu Olimpiada, când au ocupat și Grecia și au mers mai departe cu sistemul lor de tip gladiatorul și așa mai departe. Jocurile acelea pe viață și pe moarte în Coloseum. Da, au ridicat Coloseumul și în Atena și peste tot. Și la timpul respectiv, cine sunt cei care au înființat, spre exemplu, Jocurile Olimpice? Au fost filozofii greci, spre exemplu, un box, că aici cunosc mai bine. Da, Platon și Aristotel au fost cei care au înființat boxul, fiindcă în antichitate, în afară de box, deci era boxul ca disciplină sportivă, era atletismul, discul. Făceau parte din atletism. Erau... Nu toate probele erau în atletism. Da. 300 de metri gardul nu era. Nu, 3000 nu de metri. Nu. Erau alergări. Erau alergări, păi erau chestiile astea de echitație, întreceri de genul ăsta. Și mai erau... Boxul îi spunea pugilat. Erau boxuri, dar atenție, foarte interesant că... Deci boxul este un...
sport inventat de filozofi și practicat de ei. Așa. Ei în acele amfiteatre... Toți filozofii practicau sport. Exact. Mergeau în ring. Ringul nu era ca la romani într-un cerc, cum era Coloseumul. Erau dispuse în dreptunghiular amfiteatrele și cu gradenele respective și la competiții nu participau femeile. Participau doar bărbații și bărbații se luptau în pielea goală unși cu ulei de măsline. Dar până când au venit galii, ăștia francești, și-a bătut jurul. Domnul profesor, așa, și atenție, Olimpiada a fost întreruptă și redeschisă în anul 1850 de către englezi, de către englezi și pe urmă s-a ținut și la a început să se țină și la noi și la nu, toată stima și tot respectul pentru acești flăcăi, dar trebuie să ne gândim puțin cum au ajuns ei în această situație. Din armată. Ce căutau flăcăii noștri, băieții noștri frumoși pe meleaguri străine? Noi nu am fost un popor expansionist. Noi nu ne-am dus niciodată, Florine, să cucerim. Ce caută copiii noștri să moară pe alte meleaguri? Asta e poziția dumneavoastră. Da, asta e poziția mea. Îți spun eu, dacă vrei, că am vorbit cu un amic de-al meu care a fost și el în teatrele de operare și mi-a spus, zice, Marius, știi cât am dat șpagă ca să ajung acolo? E o bătaie pe viață și pe moarte. Am dat un salariu, o indemnizație. Au ajuns copiii noștri și băieții noștri să, deci ei au să câteva dea șpagă, să se ducă să moară. Exact, da. Ei au câteva... Domnule, hai să spunem... Pentru și înainte erau... după bani. Și i-au adus într-un asemenea gradă sărăcie încât să duc să lupte pe bani. Și o grămadă de români s-ar duce... Asta se dorește România. Și o grămadă de români s-ar duce în legiunea franceză, spre exemplu, să lupte pe niște sume. Au fost. Dar au număr limitat, că altfel s-ar duce mult mai mulți. Deci, când e foarte multă sărăcie într-o țară, s-ar duce și la situații de genul. Datorită sărăciei au ajuns copiii noștri să meargă să moară pentru bani. Da, domnule, așa s-a întâmplat în toată istoria, tot timpul. Deci, tot timpul. Problema nu este de cei care se duc acolo, că se duc voluntari. Ei vor să iau un venit mai mare. Și e foarte bine că fac asta, mai întâmplă. Își asumă riscurile astea de când te duci. Când te duci într-un teatru de operare, chiar dacă noi nu am fost combatanți acolo, noi am fost pentru asigurarea păcii, nu am fost să ne luptăm. Nu am fost niciun să luptăm. Nu, a fost, ba nu, în Afganistan suntem în linia întâi. Eu știam că au fost pentru pace, în menținerea pace. Dar în sfârșit, să zic că au fost... Toți sunt pentru pace. Da, bun. Tot apare Invictus. Tot apare. Așa, și mai este o chestie. Dom'le, în economia asta noastră dispar tot felul de meserii. Dispar meserii. Pentru că a dispărut încă din școală. Nu mai există... Vă spun una. Nu mai există... Frizerii, dom'le. Nu mai există frizerii în România, prin București. Auziți, dacă găsești nu știu, pe unde... Că mai există sobari, mai există coșari, cizmari, parchetari, mai există... Parchetari mai există. Ceasornicar. Mai există la Cogălnicean. Dar vă spun de frizeri. S-a mutat o frizerie din Cogălnicean și nu știu pe unde s-a mutat, că nu mai... E un amărât mai încolo spre Facultatea de Drept. Dar știți de ce? Fiindcă din învățământ... cu niște asta ani spunem. În urmă s-au scos școlile profesionale. A fost o mare prostie. Am spus-o. Și mai mult. Probabil că vine la minister doamna Andronescu să repare ce a făcut. Dânsa l-a scos. Da, dânsa l-a scos. Bun, și mai este ceva. Să nu uităm că și în armată se calificau la locul de muncă, mai ales cei care lucrau în construcție. Eu, ca inginer, șef de șantier și director, spre exemplu, am lucrat foarte mult cu deținuți și calificam la locul de muncă. Am lucrat în mină cu ei să clarificau și ajungeau... au venit înapoi unii. Deci plecau de la muncitor... foarte bine la vremea respectivă. Da, plecau de la muncitor, vagonier, până ajungeau la miner. Erau niște etape. Și eu, ca inginer stagiar, că am lucrat 3 ani de zile la mine, la Nina, câștigam, acolo. Deci aveam salariul de bază vreo 2000 și ceva de lei și câștigam vreo 7000 de lei pe lună.
Deci, și era atenție, bani, era bani. Maestru cu care lucram și eu, maestru cu care lucram, lua 12.000 pe... Ce faceați cu banii ăștia? 7.000 de lei 7.000 era, era puțin mai mult de jumătate a salariului ministru. Așa, da. Da. Păi aveam mâncarea gratis, că mâncam la cantină. Și când cobăram pentru fete, și... nu erau pentru fete. Da. Mi-am cumpărat mașină, mi-am mai cumpărat mai multe, cu banii jos, da. Așa. Adică ați dat vreo 100 de mii, că mașină cu banii 70. Jos era vreo 70, era, trebuia să aștept 5 ani. Prima mașină mi-am luat eu o Lada 1200. A, era și mai scumpă. Și nu, că am luat-o la mâna a doua. Dar a fost foarte bună. Tot ați dat vreo 70 de mii. Nu mai țin minte, Florine, cât am dat. Dar era extraordinar de bună mașina. Dom'le, n-am avut Lada 1200 sau 1500? 1200, nu. Extra, era și la 2000. Și era și, da, e extraordinar de bună, n-am nicio problemă cu ea. Foarte bună mașină. Și Vlad Mozvici. Și vă spun, deci muncitorii ce făceau? Ei câștigau, deci deținuții câștigau așa la o zi lucrată, o zi liberă, știți? Da, deci câștigau de jumate. Și plus că câștigau, nu știu, 40 sau 45% din venitul pe care îl obțineau ei, să duceau bani în conturile lor, să duceau acasă la ei. Cred. Și unii dintre deținuți s-au întors, fiindcă și-au lucrat la mine, Anina, de ce? Le dădea casă gratis, mâncare aveau gratis. Da, Acum este zona plângerii. Acolo. Vreau să fac un anunț. Ținutul plângerii. Nu se știe încă treaba asta. Eu cred că se va da o lege a grațierii, o lege a grațierii și amnistiei concretă pentru diferiți oameni. Să sperăm că nu. Dom'le, să se dea, dar nu pentru corupție, să se dea, dar nu pentru violență, nu pentru violator, nu pentru asta. Și ar trebui să se ia măsura ca toți deținuții să lucreze, dom'le, să intre în producție și intrând în producție să li se, să micșoreze pedeapsa obligatorie. Din cauza condițiilor de acolo, statul n-a acordat nicio atenție la așa ceva, din cauza asta trebuie să dea grațiere, să amnistie. Da. Pentru că nu mai rezistă oamenii acolo. Indiferent că sunt criminali, că sunt domnul profesor, eu am înainte să scoteau oameni din penitenciar și scoteau în producție. Da, toți. Eu am lucrat cu muncitori și în construcții. Nu este un loc de exterminare. Și calificam la locul de muncă. Și de reeducare. Da. Și eu am văzut o statistică, spuneau că 90%... Atenție, 90% dintre deținuți își doresc să muncească ca să li se reducă timpul de regim închis. Da, dacă semideschis sau deschis, ai altceva. Da. Deci treci după 6 luni. După 6 luni analizează și trece de la închis, poate la semideschis. N-au unde să lucreze, că nu sunt profesori. Exact. O să-i luăm să lucrăm noi cu ei în agricultură și o să vedem cum o să facem să... Nu numai la irigație. În agricultură avem nevoie de forță de muncă mare. Multă. Ce înseamnă regim deschis? Și ce înseamnă... Regim deschis în sensul că poate să iasă în pușcării. Da. Să muncească în exterior. Și seara să întorc. Să întorc. Seara. Regim semi... Fără să fie supravegheați. Ba da, sunt supravegheați. Sunt supravegheați. Și la deschis. Da. Și la deschis. La orice regim sunt supravegheați. La semideschis îi lasă ușa liberă în... La celulă. Celulă. Doar la celulă. Și poate să iasă în curte, poate fi folosit și la munci, nu e problema. Iar la închis nu iese din celulă. Nu iese din celulă. Deci la semideschis poate să iasă în afara, închisoare. Și în afara închisorii. Poate tu faci cerere și ai nevoie de o forță de muncă și stimezi forță de muncă. Dar la semideschis să poate să-și lucreze în afara aprobarea conducerii penitenciarii poate să lucreze, dar îi duce și îi aduce cu autobuz. Bun, dar la deschis cum e? La deschis ies ei singuri. Plecă singuri. Da, dar cu o pază. Un polițai, doi, sunt pe acolo. Domnul profesor, pe timpul... revin. Tot cu Ceaușescu. Pe timpul lui Ceaușescu, eu am lucrat în agricultură cu deținuți. Îi aducea cu... Asta a fost acum 30 de ani. Da. Eu vă spun îi aducea cu autobuzul și îi lua cu autobuzul și îi ducea... Eu vă spun cum e legea acum. Iar la cel închis, stă ușa închisă, dar au program de ieșire la biserică, în curte, mă rog, de o oră, două, trei, cât au acolo.
Însă la ăla semideschis pot să iasă în curte și cu autobuzele duși undeva și lua de acolo. Însă la deschis se duc 2-3 polițai, curăță zăpezii, curăță, au nevoie, ei, au probleme. A fost o treabă de asta în spatele pieței Cotroceni. Și erau vreo, cred că vreo 30-40 acolo, imediat. Erau 30-40 acolo și m-au întrebat, domn profesor, stați să vă întreb ceva. Și i-a lăsat polițiștii. Eu aș vrea să vă spun că s-a încheiat timpul emisiunii noastre. Să vă mulțumesc la amândoi și că noi vă mulțumim. Host. Și vă mai aștept și data viitoare cu alte chestii care pot fi discutate. Cu mare drag, domnul profesor. Să le spunem telespectatorilor și dumneavoastră bună seară, noapte bună. Noapte bună. Să fie, să aveți o perioadă foarte bună de viață această săptămână, până ne vom vedea peste o săptămână, tot marți. Pentru că nu știți ce pierdeți dacă dumneavoastră nu vă uitați la această emisiune. O seară bună în continuare. Marți nu sunt trei ceasuri rele, sunt trei ceasuri bune dacă se uită la această emisiune. O seară bună! Și-au...